Palatul Cultural Teodor Costescu este unul dintre obiectivele reprezentative ale Severinului. Lucrările de construcție a acestuia au fost demarate de profesorul și omul politic Teodor Costescu în anul 1912, când a fost ales președinte al societății Teatrul Orașului Turnu Severin. Dorința acestuia a fost să realizeze o construcție impunătoare, sub acoperișul căreia să se adune la oaltă toate entitățile culturale ale orașului. După 5 ani, construcția era dată la roșu, însă pe timpul războiului, lucrările au fost istate. După război, pentru a vedea Palatul Cultural dat în folosință, Costescu a luat tabla de pe propriile case și a acoperit clădirea palatului. În 1924, aici se înființau cinematograful, grădina de vară, biblioteca, restaurantul și sala oglinzilor. Treptat, cel mai important obiectiv cultural din Mehedinți a început să se degradeze, iar autoritățile au demarat reabilitarea lui cu fonduri europene. Cel mai important proiect care îl avem în desfășurare în acest moment este reabilitarea prin programul operațional regional 2007-2013 a două obiective turistice emblematice, aș putea spune, pentru municipiul Drobeta Turnu Severin, și anume Palatul Cultural Teodor Costescu și Cetatea Medievală a Severinului. Sunt proiecte extrem de ambițioase pentru municipalitate, au costat aproximativ 12 milioane de euro fonduri europene nerambursabile și anul acesta este termenul final în care trebuie finalizate aceste proiecte. Undeva la sfârșitul anului sperăm că se muncește intens să fie finalizate și să le redăm circuitului turistic. Redeschiderea palatului va readuce actorii în Drobeta Turnu Severin, pentru că în prezent orașul nu are o trupă de teatru. Cred că provocarea pentru noi este să găsim o trupă de teatru cu caracter permanent în municipiul Drobeta Turnu Severin pentru a introduce mai mult cultura sau reînvia cultura municipiului nostru, care, din păcate, cu regret o spun, a cam dispărut în ultima perioadă. Un teatru de stat nu aveți în Drobeta Turnu Severin? Nu, și cred că odată cu inaugurarea Palatului Cultural la sfârșitul acestui an, cred că după aceea putem să ne punem foarte serios problema înființării unei trupe de teatru, repet, cu caracter temporar sau permanent, de amator sau de profesioniști, vom vedea și funcție de buget, de circunstanțe, de discuțiile care vor fi, dar cu siguranță asta va fi provocarea, cel puțin din punct de vedere cultural, pe anul următor. Istoria Palatului Cultural Teodor Costescu din Drobeta Turnu Severin, grandoarea sa și evenimentele care s-au desfășurat sub acoperișul său au înscris instituția pe lista UNESCO.